Așa era în asta. Bun. Ok. Haideți să terminăm programa asta, care a fost cea mai frumoasă din câte am făcut în ultima perioadă. Spunem așa. Autorul a spus în enunț că patru copii au un număr de timbre diferit unul de celălalt. Așa am că suma lor este 266. Dar ați deschis camera? Da, e deschis, da. 266 este suma lor. Bun. Și autorul zice așa. Uitându-se ei unul la altul, constată că dacă cei trei ar da primului câte patru timbre, s-ar realiza o situație formidabil interesantă, deci s-ar realiza o situație în care toți ar avea niște, numărul timbrelor ar fi niște numere consecutive. Ce înseamnă numere consecutive? Să pleacă la unul și să tot mergem unul după altul, da? Și eu am gândit așa, să vă rog să mă urmăriți. Faptul că dau câte patru, e de parcă s-a telefonat asta, cei trei sunt deja niște numere consecutive. B, C și D sunt consecutive, că pierd același număr. Pierd 4, 4, 4 și rămân. De parcă ar fi fost 7, 8 și 9 și pierzând 4, obținem 3, 4 și 5. Deci, aici este momentul cel mai tare al problemei. Faptul că după pierderea a câte 4 timbre, deci după ce pierd câte 4 timbre, rămân încă în varianta de numere consecutive. Asta înseamnă că au fost deja numere consecutive. Deci, ăsta, cine a prins elevul, elevul care prinde șmecheria asta, de fapt are problema complet. Deci faptul că B, C și D pierd câte 4, înseamnă că ei de la bun început au fost numere și rămân numere consecutive, după ce pierd 4, 4, 4, rămân numere consecutive, înseamnă că au fost și înainte numere consecutive. Înseamnă că B, C și D au fost de tipul 7, 8 și 9. Superbă chestia. Am zis eu 7, 8 și 9, dar au fost 15, 16 și 17. Pierdând 4, 11, rămân 12, 13, da? Deci asta este ăsta e momentul cel mai tare. Chiar vă rog să punctați azi. Momente foarte tari ale problemei. Momente foarte, foarte interesante, da? Momente foarte interesante. Două puncte. După pierderea a câte patru timbre, din partea celui de-al doilea, al treilea și al patrulea, după pierderea a câte patru timbre din partea celui de-al doilea, al treilea și al patrulea, se ajunge în situația... Deci, după pierderea a câte patru timbre a celui de-al doilea, a câte patru timbre, de la cine se pierd patru timbre? De la al doilea, al treilea și al patrulea, după pierderea a câte patru timbre din partea celui de-al doilea, de al treilea și de al patrulea. Cum a zis? Se alege în situația... Se află. Se află în situația... Deci, încă la ce dedictează? După pierderea a patru timbre din partea celui de-al doilea, al treilea și al patrulea, se află în situația... Se află în situația de a avea un număr... de a avea numere consecutive de timbre. În situația de a avea numere consecutive de timbre. Punct și virgulă. Acest lucru
este foarte important. Acest lucru este foarte important și iată că tragem concluzia, pentru că tragem concluzia, acest lucru e foarte important, pentru că tragem concluzia că de la bun început, tragem concluzia că de la bun început, al doilea, al treilea și al patrulea, de la bun început, al doilea, al treilea și al patrulea, au avut un număr de timbre, al doilea, al treilea și al patrulea, au avut un număr de timbre ce reprezintă numere consecutive, ce reprezintă trei numere consecutive. Da? Au avut un număr de timbre ce reprezintă trei numere consecutive. Da? Mai citești o dată, Stefania. După pierderea a patru timbre din partea celui de-al doilea, al treilea și al patrulea, ei se află în situația de a avea numere consecutive de timbre. Acest lucru este foarte important. Tragem concluzia că de la bun început, al doilea, al treilea, al patrulea, au avut un număr de timbre consecutive. Un număr de timbre ce reprezintă, numere consecutive. Da? De la bun început au avut. Când numai așa scăzând de 4, 4, 4 în mod egal, îi transformăm tot în numere consecutive. Așa. Bun. Și acum spunem așa. Cel ajutat, primul cel ajutat cu 12, primul cel ajutat cu 12 timbre, primul cel ajutat cu 4 plus 4 plus 4, se înțelege? Cu 12. Da. Ajutat cu 12 timbre, se poate afla fie în fața celor trei, fie după cei trei. Deci se poate afla fie în fața celor trei, fie după cei trei, da? Fie în față, fie după, cum ai spus bine, da? Fie în față celor trei, fie după cei trei, da? Avem astfel două cazuri. Care sunt cazurile pe care le surprinde? Cazul întâi. Avem astfel două cazuri. Cazul întâi. Și înscrie-te, vă rog. Cazul întâi. 1. Avem astfel A plus 12, B minus 4, C minus 4 și D minus 4. Da? Deci, A plus 12, B minus 4 și C minus 4 și D minus 4. Cazul întâi. La B minus 4 putem să zicem acum deasupra egal cu A plus 13. Trebuia să-ți lași un pic de spațiu ca să poți scrie egal A plus 13. Deci, A plus 12, B minus 4, C minus 4, D minus 4, da? Și în locul lui B minus 4 spui egal A plus 13. Da. În locul lui C minus 4 punem A plus 14. Și în locul lui D minus 4, A plus 15. Și 2, al doilea caz, care va fi al doilea caz? B minus 4, C minus 4, D minus 4 și A plus 12. Da? Al doilea caz. Când A plus 12 se duce după, da? Cât va fi în locul lui D minus 4? A plus 13. A plus 11, înapoi. A plus 11, da. Da? Dar stai, A plus 12 în momentul ultim. Deci în fața lui D minus 4 e unul mai mic. Deci aici va fi A plus 11. Aici cât va fi? A plus 10. Și aici va fi? A plus 9. A plus 9. Da? Deci cele patru numere consecutive sunt... Ai, Ricky, lasă-l în col de telefon.
dacă tu nu mă ajuți, Ricky, știi, mă lași pe mine numai cu fetele, nevicleu. Uite ce am făcut noi între timp ce tu nu erai atent. Am zis așa, în cazul în care Apus 12 s-a dus după el, în dreapta, atunci, ordinea este D-4, C-4, D-4 și Apus 12. Ai scris asta? N-ai scris. Nu ai scris. Ordinea 1 și ordinea 2. Hai să-i rog să le scrii. Uite, mă așteptăm și o să întrebi acum de ce nu putem face și tema. Bun. Și acum, dacă ultimul e A plus 12, în față este cine? A plus 11. Și știi ce, Riche, din clipa asta te rog să fii foarte serios, că nu mai accept, da? Îmi perturb lecția și nu sunt încântat de chestia asta. Deci A plus 12, A plus 11, e cu numai mic. Apoi aici, A plus 10, apoi A plus 9. Da? Adică mai mic cu 1, nu? Bun. Și atunci suma lor înseamnă așa. În cazul 2, suma este egal cu A plus 9, adică primul adunat, A plus 9, plus cine? A plus 9 plus următorul adunat, A plus 10. Deci scriem. Deci în cazul al doilea, suma este A plus 9, A plus 10, plus A plus 11 și plus A plus 12. Și egal cu. De-al dea câți am adunat? 1, 2, 3, 4. 4A și plus 9 plus 10 plus 11 plus 12, da? Plus 9 plus 10 plus 11 și plus 12. Deci 4A plus 9 plus 10 plus 11 plus 12. Și este egal cu 4A plus 9 și cu 10, cât face? 9 și cu 10, 19. Și cu 11, 30. Nu așa bine? 30. 42. Da. Deci plus 42 și egal cu cât? 4A plus 42 este egal cu suma totală, care știam cât este. Cât este suma totală? 266. Deci am de rezolvat 4A plus 42 egal cu 266. Riki, cum fac acum? 4A egal cu 266 plus 42. Minus 42. Vezi că ești netent. Că dacă plus 42 egal cu 266, atunci 4A egal cu 266 minus 42. 266 minus 42. Și egal mai departe cu 6 minus 2, 4. 6 minus 4, 2. 2. 224. Deci 4 de-al dea fac 244. 4 ori A egal cu 244. De unde rezultă că un singur A este egal cu 244 învățat la 4. Face 4 în 24 de 6 ori. Da? Și 4 în 4. Deci 4 în 24. Nu, 4 în 224. 4 în 24 6 ori. Și 4 în 4, 1. 61. Deci. Alo? Dar sunt într-o lecție de matematică, sunt în direct. Și nu pot să vă continui. Salut! Deci, spun așa. 4A fac 244, nu e bine? Nu 244, 224. Păi asta ziceam, 224. Asta trebuia să insiști. 224 greșesem aici, da? De unde A va fi egal cu 4 în 22 merge de 5 ori. Da? 5 ori și 4 în 24 de 6 ori. De 56.
Deci ar fi 56. Deci față de varianta de mai înainte, când aveam 53, 70, 71, 72, pentru cazul 2, altă situație ar fi asta. Cu A egal cu cât? Cât am spus acum A-ului? A egal 56. A egal cu 56. Deci, încă o dată, în varianta 4, A egal cu 224, A-ul este 4 în 22 de 5 ori, 5 ori 4, 20, și 24 de 6 ori, 56. B-ul, ca să-l prind pe B, mă uit că am că B minus 4 egal cu A plus 9. Deci am B minus 4 egal cu A plus 9. Și voi rezolva relația asta. Anume, ce relație am? A plus 9, sau B minus 4, zic așa, B minus 4 este egal cu A plus 9. Adică B minus 4 este egal cu A. Cât este A? Cât am spus că este A, Ștefi? A este 56. Și cu 9, 56 și cu 9, 65, parcă nu? 56 plus 9, 65. Pun un 4 și atunci B va fi egal cu 4 și cu 65 face 69. 69 e B-ul. Deci B e 69. 69. C-ul va fi, cât va fi în mod sigur? În mod sigur, cine observă? Dacă B-ul știu 69, C-ul, păi 70. E imediat următor. Da, 70. Dacă e cu 1, e cu consecutive. Deci este imediat următor. 70. Da, iar C-ul e egal cu 71. La adunare nu ne dă altceva. Nu ne dă 226? Nu, la adunare nu ne dă 70. Cum? Cine să ne dea 70? Atunci când... Când adunăm astea 4 numere, nu ne dă 226? Ah, ba da. Asta era esențial. Da, suma. Nu e... Unde? Ce? D. Deci al patrulea, da? D egal cu 71. Deci, la momentul când și-au împățit timbrele, nu aveau toți același număr, nu? Numerele erau diferite. Ce am sesizat noi? Că B, C și D sunt consecutive. Și în cazul întâi, și în cazul al doilea. B, C și D sunt 70, 71, 72 sau 69, 70 sau 71. Da? A-ul are 53 în prima variantă, iar B-ul are 56. Este spectaculos ce am făcut. Pentru că sunt două soluții. Nu o singură variantă. Deci după ce el câștigă A-ul 12 timbre, se poate plasa fie după cele, după cei trei, fie înaintea lor. Fie că rămâne tot primul. Fie că duce în dreapta. În condițiile acestea, când se află în prima variantă, A-ul e 53, B-ul 70, 71, 72 și în prima, a doua variantă 56, 69, 70, 71. Trebuie să vă spun că problema mi-a plăcut extraordinar de mult. Ne gândim să facem și noi una ca asta. Pentru data viitoare, că o puneți o problemă pe scheletul acesteia, deci decompus o problemă pe scheletul acesteia, modificând numărul 226. Da? Modificând numărul 226. Cel mai șmecher chestii este așa. Să luați trei numere consecutive altele, le adunați și nu câte patru să primească, poate câte cinci, poate câte șase, eu știu eu când faceți voi o șmecherie acolo. În felul ăsta, dacă veți reuși să construiți o astfel de problemă, este semn că ați înțeles bine problema dinainte. Că ați înțeles mecanismul interior de funcționare. Că nu rămâne o simplă poveste. Nu ne mulțumim, dragilor, nu ne mulțumim numai să facem problema, ci să înțelegem mecanismul interior. Deci toată povestea asta este. Asta îmi doresc eu foarte mult de la voi și de la toți de viitorii noștri. Îmi doresc nu să vă învăț să rezolvați o problemă, să găsim soluția. Răspunsul este asta. Astea sunt numerele. Ci
să putem prinde mecanismul, cum am gândit aici. Practic, toată povestea a fost asta, că de la bun început, B, C și D sunt în progres, sunt în numere consecutive. Că pierzând 4 devin numere consecutive, înseamnă că au fost la bun început numere consecutive. Asta e mezul problemei. Da? Asta am vrut să vă spun. Și acum nu mai continui cu problema ce am sesizat. Că în toate chestiunile am avut ceva de comentat. Doar cu prima ieșită acolo, care a fost o banalitate de calcul acolo, să spun, a fost ceva deosebit decât ordinea efectuării operațiilor și calcul și precizie în calcul. Mai încolo ați greșit la fiecare chestiune. În afară de exercițiul 3. În afară de exercițiul 3, când... 4, de fapt. Sau 4, care spuneți voi acolo. Deci s-a greșit câte puțin. Și la 4, parcă s-a luat varianta 4-4. Aceea 4, când B și C egal cu 4. Nu s-a prins varianta aceea. A, nu, la 3 era așa. La 3, bine, nu mai țin minte. La 4 era cu ani, adică cu... Așa. Câți ani? Secolul 20. Am înțeles. Am înțeles. Iar Ricky a greșit acolo copilărește. Hai să o spunem pe cea dreaptă. Nefiind atent la Ricky, deci matematica te sancționează, nu ne putem juca. Deci ori de câte ori ești neatent, pierzi. Încearcă să ai forță în concentrare, să ai puterea să prinzi greșitul. Când e de joacă, e de joacă. Când suntem atenți, suntem atenți. Da? Fiecare întâlnire a noastră o tratăm cu multă seriozitate. Proful online este în măsură să coboare la nivelul acelui ce înseamnă joaca, dar și vă propune să vă concentrați ca să prindeți esențialul din discuție. Dacă nu, pleci de aici cu pe jumătate problema rezolvată. Mergem repede la Ștefi. Te rog, Ștefi, tema pentru acasă. Citesc? Da. Când s-a născut mama, tata avea 48 de luni, iar vârsta mea reprezintă 2 pe 7 din vârsta mamei. Ce vârstă avea fiecare, dacă împreună aveam 84 de ani? Citește mai rar și să prindem tot. Da. Să vedem. Când s-a născut mama, tata avea 48 de luni. Ce înseamnă 48 de luni? Adică... 48 de luni. Adică avea... Nu, 2 ani. Un an câte luni avea? Un an avea 12. 12 luni. Câte luni avea? 48. Da, 48. Avea 4 ani. Deci, da, 48 împărțit la 12, 4 ani. Da, 4 ani. Deci autorul, în loc să-mi spune, când s-a născut mama? Adică tatăl este cu 4 ani mai mare decât mama. Corect. Dacă pe mamă o reprezentăm așa, un segment, e mama. Pe tatăl cu 4 mai mare. Atunci pe tatăl îi punem exact așa. Și plus 4. 4 ani. Da? Deci autorul, în loc să le spună simplu, tatăl e mai mare decât mama cu 4 ani, ne spune când s-a născut. E tocmai invers problema. Când s-a născut mama, tatăl avea 48 de luni. Pe scurt, tatăl este mai mare decât mama cu 4 ani. Iar vârsta mea reprezintă 2 pe 7 din vârsta mamei. Vârsta... Se află vârsta mamei. Deci vârsta ta... Da. Înseamnă, cât ai zis? 2 pe 7 din vârsta... 27 din vârsta mamei. Adică vârsta mamei de acum, da, o împărțim în 7. O să o pun dedesubt vârsta mamei, ca să îmi vină ușor să o împart în 7. Deci vârsta mamei este atât, segmentul ăsta. Împărțim segmentul ăsta în 7 bucăți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și vârsta ta, în clipa de față, este... Cât ai zis? 37, parcă nu? 2, 7,
Două șeptimi, adică doar atât. Fica. Da? Două șeptimi din a mamei. Adică mama este mai mare cu câte șeptimi? Cu 5 șeptimi decât fica. Bun. Deci mama are în plus 5 șeptimi. Bine. Împreună. Ce spune mai departe? Ce vârstă avem fiecare dacă împreună avem 87... Acum, în clipa asta. 80 de? 87 de ani. 84 de ani. Da. Deci, fica este doar atât. Deci mama plus tata plus fica egal cu 87 de ani. Parcă zic, nu? 87 de ani. 84 de ani. Am fost mai atent, da? 84 de ani. Bine. Idei. Suntem în situația de a porni problema, dar mă interesează ideile voastre. Eu acum am făcut 84 împărțit 4 ca să avem două segmente egale. Deci 84 ce se face? Să împărțim la 4. Naime, tu ești de acord, Ștefi? Pe 84 să-l împărțim la 4? Da. De ce la 4? Păi dacă un segment, două segmente înseamnă 28. Pentru că este de 4 ori mai mult tata și vreau să-l avem egal. Nu e de 4 ori mai mult, e cu 4 ani mai mult. Doar un segment pe ăsta micuț are tata. Eu cu 4 mă gândeam să fac 84 minus 4. De ce? Și eu. Așa, dacă e ori acolo. Aflăm... De ce să scazi din 84 să pe 4? Să fie egale segmentele. Asta. Da, tata și cu mama. Și după 80 împărțit la... Deci tatăl și cu mama. Atenție, tatăl și cu mama, după ce scădem pe 4, au un număr, sau lungimile segmentului, au aceeași vârstă. Tatăl și cu mama au aceeași vârstă, da? Deci, 84 minus 4 egal cu 80, adică 80 ăsta înseamnă... O secundă. Înseamnă că tatăl și cu mama... Se egală în părțile. Se egală în părțile. Bun. Egalarea părților. De acord. Dar și fica intră. Fica intră cu două segmente de astea micuțe. Deci trebuie să o băgăm și pe fică. Adică facem 80. Păi atunci câte 7. Segmente ar fi? 7 cu 7, 14, 14 la 16. La 16, da. Deci 7, 7 sunt aici, 7 sunt aici, da? Da. 7 cu 7 cât face? 14. Și cu 2 aici, dar trebuie să înțelegeți problema. Nu este simplu împărțim la 16 motivul pentru... De ce 16, Ștefe? Te rog să mă... Pentru că... În clipa în care ai scăzut pe cei 4 din 84, mi-au rămas de două ori mama. Da, mi-au rămas de două ori mama. Mama e cât tata acum, nu? Ca vârstă, fac de două ori mama. Și trebuie să adunăm și cu fica. Și cu fica. Deci mama înseamnă câte șeptime aici? 7 șeptimi. 7. Tata tot 7 șeptimi, da? Tot 7 șeptimi. Și atunci avem câte șeptimi la cei doi după ce a scăzut? 14 și cu fica încă 2 șeptimi. 16 șeptimi. Deci, practic, 80 ăsta este egal cu 16 șeptimi. 16 șeptimi. Da? Și ca să aflăm o singură șeptime, dacă 16 șeptimi fac 80. O șeptime este egal. O singur segment de ăsta, o șeptime, este egal cu 80 împărțit la 16. Și de 5. Și de 5.
Deci o singură șeptime egal cu 5. Fica câte are? Câte șeptime are fica? Fica. Câte șeptime are fica? Păi dacă... Două șeptime. Două șeptime. Și o singură șeptime cât înseamnă? 5. 5 ori 2. Atunci, 10 are 2 fica. Ori 5 egal cu 10 ani. Fica. Și la fica. Mamă facem 5 ori 7. Mama este egal cu 5 ori 7. 35 ani. Da? 5 ori... 5 ori... De ce 5 ori 7? Pentru că are 7 segmente. Da. Și un singur segment cât trebuie, este 5, da? Da? O șeptime înseamnă 5, de 7 ori cele 7 șeptimi, 5 ori 7, egal cu 35. Și tatăl are 35 cu 4, plus tata 4, plus 35 plus 4, și egal cu 39. Că am făcut bine, nu rămân decât să adunăm vârstele cele 3 și să le dea cu 80. Da, ne dă, da. 35 cu 39 face 74. Da, da, 35 cu 39, 74, da, și cu 10, 84. Da, că dacă 80... Nu, 35 cu 39 fac 74 și cu 10, e clar că asta este rezolvarea. Care a fost miezul problemei aici? Care a fost dechisul? Desenul. Toată povestea desenul ăsta pe segment. Dar ce, dacă nu ne ieșea desenul bine, nu știam... Da. Deci dacă nu reprezentam corect, nu ne era sugerat modul de lucru. Când am spus că tata are cu 4 ani mai mult, și asta am câștigat-o din informația că în clipa în care s-a născut mama, tata avea 48 de luni, un an face 12 luni, am aflat că e 4 ani tata în față. Și rog să ne spună autorul, tatălui cu 4 ani mai mare ne-a dat informația aceea. Vedeți? Nimic nu este de prisos. Autorul când folosește, când formulează o problemă, caută să o facă cât mai întortocheat, dar nimic nu e gratuit. Totul trebuie folosit. Și acum, despre fică, spune că fica înseamnă două șeptimi din vârsta mamei. Acum, în clipa de față, fica are două șeptimi. Și că suma vârstelor lor este 84. Când ne-a vorbit de două șeptimi, ne-a venit în minte rapid să împărțim vârsta mamei în 7 segmente și să reprezentăm pe fică mai jos cu două șeptimi. Adică două segmente de acestea. Și acum, scăzând tata, ce avea tata în plus, din 84, am ajuns în situația să vă afla, să scriu tot în funcție de șeptimi. Este al doilea moment important. Deci scădem vârsta tatei, din 84 scădem pe 4 și face 80, și îndată constatăm că acest 80 înseamnă 16 șeptimi. Adică 7 șeptimi aici, 7 din coace, 14, și cu 2 șeptimi fica, 16 șeptimi. Și pe noi ne interesează o singură șeptime, că dacă aflăm o singură șeptime, îndată înmulțim cu 2 ca să vedem pe fică, înmulțim cu 7 și aflăm pe mamă, dacă știm valoarea unui segment de ăsta, o șeptime. Și pentru tată, la mamă, punem că trebuie 4 ani și am găsit vârsta. Foarte tare, foarte frumoasă problema. Deci, copii, insist și iar insist. Nu simplu fapt, scădem pe 4, facem operația, scădem pe 4, 80 au obținut. Pe urmă, împărțim la 16, îmi dă 5. 5 ori 2 fac 10. 5 ori 7, 35. Și 35 plus 4 fac 39. Nu acest termen, nu mă interesează deloc asta. Deci dacă la clasă aș fi în fața voastră ca învățător, nu aceste operații mă interesează. Mă interesează modul cum gândim. Deci când te-aș fi văzut pe tine, tu, Noemi, tu Ștefi sau tu, Ricky, când vii repede și spune așa. Hai să reprezentăm pe ce segment, dacă tatăl e cu 4 ani mai mult, mama e de bază. Mama, ăsta e segmentul, tatăl cu plus 4 ani și două șeptimi pentru fică, înseamnă că împărțim în 7 și doar două le luăm pentru fică, când pornești problema așa, este semn că ai un mod de gândire foarte riguros și foarte bun. Matematica nu presupune, repet, niște operații făcute, aruncate, uneori la întâmplare.
Nu, ci este rodul unei gândiri, a unui mod de a interpreta corect problema. Asta transmite prof. online, da? Și roagă pe toți învățătorii să aibă grijă ca atunci când formulează, când se apucă de problemă, să nu-și pune problema cât timp pierd pentru a o face înțeleasă. Și problema este să o pot face înțeleasă, să copiii să plece cu informația corectă. Mi-a scris acum recent un mesaj la prof. online, o tânără profesoară care mi-a spus: ce bine că există, domnule profesor. Iată, eu tânăr profesor, un meci de mare folos. Mă ajut enorm de mult. Eu îți urmăresc lecțiile și totul curge logic. Totul curge minunat din lecțiile tale. De aceea elevii sunt încântați, de aceea te iubesc atât de mult și acele mesaje care sunt scrise și lăsate în dreptul meu, la prof. online, sunt pentru că eu chiar mă strădui să pot umbla acolo la mecanismul ăsta al minții voastre și să vă pot determina să înțelegeți bine problema, să formulați. Să nu apară o succesiune să spunem, de operații nejustificate, pentru care nu înțelegem sensul foarte bine. Și acum lecția voastră. Mai ai vreo problemă? Nu mai ai. Vă rog pe voi, copii. Noi ieșim și cu Ricky. Ai luat? Dacă A egal 5 ori 2 ori 3 ori 0 plus 7 părțit la deci A pagina, egal cu 5 ori 2 da. Ori 3 ori 0 da. Plus 7 părțit 7 minus și împărțit la 7 da. Sau totul împărțit la 7 sau aici? Nu, doar aici împărțit la 7 minus 1 plus 10 minus 1 plus 10, da. Și A. Este natura unui pătrat, asta. Deci, dacă A e 5 ori 2 ori 3 ori 0 plus 7 împărțit la 7 minus 1 plus 10 și A este latura unui pătrat, află perimetrul pătratului. Iar A... Adică toată chestia asta este perimetrul unui pătrat, trebuie să aflăm când ne dăm. Și A este latura unui pătrat. Valoarea asta, care aflăm. Deci A, latura unui pătrat, pătrat, aflați perimetrul. Perimetrul pătratului egal cu, cum faceți voi așa, pătrat, nu? Perimetrul pătratului egal cu cât? 5 ori 2, 10, 10. Apoi aici nu e 0. Faptul că unul din termenii, unul din factori este 0, aici face 0. 0 plus 1. 7 împărțit la 7 face 1. 1 minus 1 face 0. Plus 10 e 10. 10. Deci rezultă că A egal cu... A egal cu 10. Și atunci... A, 10 ori 4. Perimetru egal cu de 4 ori... Pătratul are 4 laturi, nu? 4 laturi care sunt egale. Și atunci perimetrul este 4 ori 10 egal cu 40. După, află marginea laturii unui pătrat care are perimetrul egal. Dar noi stai, mai era. Poți afla jumătatea triplului perimetrului acestui pătrat? Cum? Deci, să aflăm jumătatea triplului. Perimetrului acestui pătrat. Jumătatea triplului. Adică ori 3 împărțit 2. De jumătatea triplului. Facem triplu și până împărțim la 2. Da. Triplul acestui pătrat cât este? Este... A 40, 120. Da. Deci, de 3 ori pe egal cu 4, egal cu 3 ori 40, da? 3 ori 40 egal cu 120. Și jumătatea lui... Adică împart la 2, nu? Deci, 3 de 3 ori perimetru împărțit la 2 este egal cu 120 împărțit la 2 și egal cu 60. Răspunsul, poți afla jumătatea triplului? Răspunsul, da, pot afla. Jumătatea triplului este 60. Da. Spăcealtă? Da.
Află mărimea laturii unui pătrat care are perimetrul egal cu al unui dreptunghi cu lungimea A egal. Deci, să desenăm un dreptunghi. Ce înseamnă un dreptunghi? E vorba de un patrulater care are... Dar spune, află mărimea laturii unui pătrat care are perimetrul egal cu al dreptunghiului. În care de la dreptunghi ce avem? Lungimea cât este? Cu lungimea 2 ori 3, 6 ori 4, 24, 24 ori 5... Deci lungimea, el mare, egal cu 2 ori 3... 120. Deci lungimea, care are lungimea, nu? Lungimea egal cu... Lungimea egal cu 2 ori 3, da. Ori 4, ori 5. Ori 5. 2 ori 3 ori 4 ori 5, egal cu cât? 2 ori 3, 6 ori 4, 24, 5, 120. Iar lățimea 120 împărțit 4 ori 30. Adică deci, am împărțit 4, 120. Deci egal cu el mare împărțit, nu? El mare împărțit la 4. El mare împărțit la 4, care face 120 împărțit la 4 și face egal cu 30. Perimetrul dreptunghiului este egal cu de 2 ori lungimea 2 ori 120. Deci 2 ori el mare plus de 2 ori el mic. Ok. Adevărat? Da. Și ne dă 2 ori de 2 ori 120. De 240. Plus de 2 ori 30. Da? De 2 ori 120 plus 2 ori 30 face cât? 240. 240 plus 60. Ce face? 300. Da? 300 este valoarea, cui? 300 este valoarea perimetrului dreptunghiului. Da, și a unei laturi și acum, cum perimetrul pătratului egal cu perimetrul dreptunghiului, cum perimetrul pătratului egal cu perimetrul dreptunghiului, da? Perimetrul pătratului egal cu perimetrul dreptunghiului, egal cu cine? Cu 300 ar veni, da? Ei, dar perimetrul unui pătrat cu cine este egal? Cu de patru ori lămic. De patru ori lămic egal cu... Deci patru ori lămic egal cu 300. Nu? De patru ori, dacă asta e l, nu de patru ori? Da. De patru ori lămic egal cu 300. De unde lămic, latura pătratului, este egal cu 300 împărțit la 4. 300 împărțit la 4 și egal cu cât? Păi 30 împărțit. 7 ori 4, 28. 25. 75. Da. Tu ai zis așa, aflați latura, cui e zis? Aflați latura pătratului. Aflați mărimea laturii unui pătrat. Corect. Care are perimetrul egal cu al unui dreptunghi. Și am aflat perimetrul dreptunghiului. Care e 300. Și totul a fost perfect. Dar și acum trebuie să aflăm latura unui pătrat. Adică 75. E 75, răspunsul da. Corect. Dar avem de făcut 18 și 20. Putem să facem pe 20 că e cu 200 lițe. Gata! Facem adică, repede. Așa, gata. Vă rog. Spuneți. Un sfert din perimetru unui dreptunghi este cu 8 cm mai mic decât lungimea dreptunghiului. Deci un sfert din perimetru unui? Un sfert din perimetru unui dreptunghi. Așa. Este cu 8 cm mai mic. Da. Decât lungimea dreptunghiului, iar lățimea este egală cu 10 cm. Află lungimea dreptunghiului. Deci lățimea are 10 cm. Deci lățimea o știm, nu? Da, 10 cm. E dată perfect, lățimea cât este? Zice că lățimea este egală cu 10 cm. Corect. E lățimea lămic egal cu 10 cm. Bun. E un sfert din perimetru. Un sfert din perimetru. Adică, cine este perimetrul? Adică 8 ori 4. Nu, că nu sunt egale. Sfertul perimetrului dreptunghi este cu 8 mai mic decât... Un sfert din perimetrul unui dreptunghi
Dar ce înseamnă mai întâi perimetrul dreptunghiului? Perimetrul dreptunghiului este egal cu de două ori, de două ori mare. Și de două ori mic. Plus de două ori mic. Spune cu 8 cm mai mic decât lungimea dreptunghiului. Cine? Spune așa, deci un sfert din perimetrul unui dreptunghi este adică perimetrul dreptunghiului împărțit la 4, asta înseamnă un sfert. Da? Deci un sfert din perimetrul unui dreptunghi este cu 8 mai mic decât lungimea dreptunghiului. Dacă e mai mic, un sfert e mai mic decât lungimea dreptunghiului, înseamnă că îi adunăm 8. Da? Deci îi adunăm 8 ca să facem egal cu lungimea dreptunghiului. E el mare. Am dreptate? Da. Deci un sfert, fiind mai mic cu 8, înseamnă că sfertul, îi adunăm 8 și facem pe el mare. Și acum, iată problema foarte, foarte frumoasă. Așa. Ce urmează acum? Cum gândim? Perimetrul dreptunghiului înseamnă 2 l mare plus 2 l mic. Da? 2 l mare plus 2 l mic. Și atunci rezultă că pe 2 îl putem scoate în factor comun. Dar l mic îl știm. Cât este l mic? Uitați-l. L mic este 10. 10. Deci vine egal mai departe cu 10, de 2 l mare plus 20. Da. 2 l mare plus 20. Perimetru. Și acum, haideți să ne ducem și să înlocuim în loc de perimetru 2 l mare plus 20. Și apare aici, în loc de perimetru dreptunghiul, zic de așa, de 2 l mare plus 20, totul de împărțit la 4, totul de împărțit la 4. Nu, e 2 l mare. 2 ori l mare, da. 2 ori l mare. Eu așa în ori care îl fac eu, da? Uneori nu mai pun, dar să vă înțelegi că e mulțit. 2 l mare plus 20 împărțit la 4 plus 8 egal cu l mare. Ei, ce pot să fac aici? Foarte simplu. 4 plus 8 n-am voie să facem. Nu! Nu! Scădem un 8 din ambii membri. Că dacă adunarea 2 egal cu ăsta, înseamnă că ăsta de aici este l minus 8. Și apare de 2 ori l mare. Face cineva linie? Sau? Unde? Da, 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 spune că scădem unul, poftim. 2 l mare plus 20. Dacă vreți, dacă nu, voi știți ce operație. Împărțit la 4, egal cu l mare minus 8. De acord? Da. Și dacă împărțirea asta la 4 egal cu l mare minus 8, înseamnă că asta toată, paranteza, înseamnă l mare minus 8 ori 4. Nu că dacă rezultatul împărțirii este ăsta, de împărțitul este egal cu câtul ori 4. Da. Ma, dacă la o împărțire am câtul, da, înseamnă că de împărțitul egal cu câtul ori împărțitorul. Da. Deci de aici rezultă, foarte des făcut asta, 2 ori l mare plus 20, 2 ori l mare plus 20, egal cu 4 înmulțit cu l mare minus 8. L mare minus 8. Acum, pur și simplu, desfacem paranteza aici. Noi am învățat cum se desface. Cum se învățește asta cu ambii de aici. Și vine de 2 ori l mare, 2 ori l mare plus 20, egal cu 4 l mare, 4 ori l, minus 4 ori 8, 32. 4 l mare, minus 32. Scrie? Nu mai scrie? Da, aici nu știu cum să fac. Scriu. Scrie acolo. Da, sigur, sigur. Da, da, da. Deci de 2 l mare plus 20 egal cu 4 l mare minus 32. Am ajuns. Te rog. Așa. Deci 2 l mare plus 20 egal cu l mare minus 8 ori 4, da? Așa.
vine de 2 la mare plus 20 și egal cu 4 pe lângă. Unde ești? Aici? 2 la mare plus 20. Egal jos. Cu, jos. Așa, egal cu 4 la mare minus 32. 4 ori 32. Și acum, scădând din ambii membrii pe, pe 2 la, deci și din stânga și în dreapta scădem 2 la, și 2 la minus 2 le fac 0 și rămâne 20. Egal cu 4 e scăzut. Minus 32 sau egal? Minus 32 aici. Da. Da? Că 4 ori 8, 32. Da. Și 20 este egal cu 4 l scăzut 2 l face 2 l. Minus 32. Da? Adunăm 32 în ambii membri. Adunăm pe 32 în ambii membri și vine 20 plus 32. 20 plus 32 52 egal cu 2 la mare. 2 la mare. 2 ori la mare. Adică 20 cu 32 face 52 egal cu 2 ori la mare. De unde la mare va fi egal cu, dacă 20 plus 32 52, la mare este egal cu 52 împărțit la 2, 26. Deci L mare este egal cu 26. Și am aflat pe L mare. Da? Asta ne ține problema. Să avem pe L mare. Cât este? Așadar, ne oprim aici, dragilor. Vom continua în lecțiile care urmează. Ce v-a plăcut? Ștefane, ce ți-a plăcut ție cel mai mult din lecția de astăzi? Problema de la gazetă. Problema de la gazetă, cea 5-a, a fost superbă.